Bun găsit, sunt Otilia Dima și vă prezint știrile, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Pregătirile au luat sfârșit, cea mai frumoasă sărbătoare, Crăciunul a venit. Copiii cu minți în așteptarea moșului. Valea Trotușului bogată în tradiții și obiceiuri de sărbătoare. Pregătirile au luat sfârșit, bradul împodobit frumos, masa cu bucate tradiționale, cadourile împachetate. Cea mai frumoasă sărbătoare, Crăciunul a venit. Nașterea Domnului Iisus Hristos este sărbătorită în zilele de 25, 26 și 27 decembrie, iar seara de 24 decembrie este cunoscută și sub denumirea de Ajunul Crăciunului. Sărbătoarea Crăciunului datează încă din secolul al IV-lea, când Biserica Creștină a stabilit această dată, nu întâmplător, ci pentru a concura cu nașterea zeului Soare din tradițiile păgâne. Tradițiile Crăciunului au fost îmbogățite de la an la an. Cei mici l-așteaptă pe Moș Crăciun, care vine cu tolba încărcată de cadouri pentru copiii cu minți, iar cu câteva zile înainte de Crăciun se împodobește bradul cu ornamente de culoare roșie sau verde. Obiceiul bradului de Crăciun ar fi apărut în Germania, unde legenda spune că Sfântul Bonifaciu a ordonat tăierea stejarilor venerați de păgâni. În cădere, stejarii au distrus toți copacii din preajmă, mai puțin bradul, care a devenit de atunci un simbol al acestei sărbători și este împodobit în seara de ajun. Una dintre cele mai îndrăgite tradiții de Crăciun este meștul cu colindul. Se spune că acela care nu le va deschide colindătorilor va avea parte în anul care vine de ghinion. Copiii au așteptat cu nerăbdare Crăciunul pentru a veni moșul darnic, bătrânelul care le lasă sub brad cadourile mult așteptate. Moș Crăciun este cunoscut de copii ca fiind un bătrânel durduliu cu haine roșii care trăiește în Finlanda. Moș Crăciun călătorește cu o sanie trasă de ren și aduce daruri copiilor, coborând prin hornurile caselor. Imaginea acestui personaj a fost creată de Thomas Nast în anul 1862. Cea mai cunoscută legendă în legătură cu Moș Crăciun este aceea în care Maica Domnului și Iosif au bătut la poarta lui Moș Ajun pentru găzduire. Acesta, pentru că era sărac și nu avea adăpost pentru ei, i-a îndrumat să meargă la Moș Crăciun, fratele său bogat. Din unele povestiri aflăm că atunci când Fecioara Maria trebuia să nască Crăciun și a trimis nevasta crăciuneasa să o moșească. După naștere, el l-a așezat pe Iisus sub un măr și din bucurie merele luate din pom le-a dăruit tuturor copiilor care treceau pe acolo. Această perioadă este și mai frumoasă datorită obiceiurilor din zona noastră, precum umblatul cu colindul, capra, ursul sau jianul. Pe toată Valea Trotușului, tinerii păstrează aceste tradiții din bătrâni, care se întind până la Sfântul Vasile. La Dofteana a avut loc cea de-a treia ediție a festivalului concurs de datin și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou, din bătrâni, din oameni buni. Detalii în materialul următor. Da, bună ziua și bine ați venit în comuna Dofteana, din județul Bacău. Aș vrea să vă spun mai multe cuvinte despre această localitate pe care din anii 2008 sunt la conducerea acestei unități administrativ-teritoriale numită Comuna Dofteana din județul Bacău. Încă o dată vă spun bine ați venit. Comuna Dofteana se află amplasată în partea de vest a județului Bacău, la confluența râului Totuși cu râul Dofteana. Are o suprafață administrativă de 17.480 de hectare. În componența sa mai are 7 sate și un număr de 11.480 de locuitori. Fiind cea mai mare comună ca număr de locuitori din județul Bacău și se clasează pe locul 6 la număr de locuitori în România. Anul acesta am primit frumoasa distinție de sat european din România. Anul acesta am primit distinția și făcând parte din cele mai frumoase sate din România, fiind clasați prin Asociația Comunilor din România. V-aș ruga pe cei care ați venit să mergeți să ne vizitați localitatea noastră, cu siguranță aveți ce vedea. Din punct de vedere cultural, artistic, vă pot spune doar în scurte cuvinte, căci localitatea noastră moștenește de foarte mulți ani, mai bine de 200 de ani, datini și obiceiuri care se practică de Anul Nou, de Crăciun, de către tineri, de către copii, chiar și cei seniori care sunt în vârstă, pentru că ducem mai departe datinile și obiceiurilor de la înaintașii noștri. Prezența dumneavoastră astăzi aici face parte din protocolul încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteană, Inspectoratul
școlar județean Bacău și, în ultimul rând, a trebuit să-i nominalizez primii ansamblu Datin Trotușene, condus de familia Sorina și Vasile Gâtu, care dumnealor în mod special s-au ocupat inclusiv de această organizare unde ne vedem noi astăzi. Prin protocolul încheiat între noi, fiecare am colaborat cu ceea ce am putut în funcție de buget și în funcție de posibilitățile noastre, dar dumnealor, cei care au organizat, au depășit toate limitele, au colaborat și colaborează și depun foarte mult suflet în ceea ce privește activitățile cu folclorice și nu numai. Astăzi, în localitatea noastră, dumneavoastră ați sosit, sunt din 3-4 județe ale țării, copii tineri, între vârstele de 4 și până la 30 de ani, care vor să pună în valoare datini și obiceiuri care se practică în localitățile dumnealor, venind pe această scenă să ni le prezinte, iar jurizarea va fi asigurată de persoanele pe care vedeți în fața noastră, acolo unde se vor da diplome, trofee pentru cei care vor fi prezenți și cei care vor fi câștigători. Primăria Comunei Dofteana a pus la dispoziție această casă de cultură, inclusiv scena din fața primăriei, care este construită pe o suprafață de 350 de metri pătrați. Acolo unei vor încăpea cetele de urși, irozi, toboșari, ursari, mă refer cei care sunt din localitatea noastră, inclusiv cetele de jieni și alții. Vor participa de la toate școlile cu personalitate juridică din localitatea noastră copiii și nu numai din localitatea noastră și din celelalte județe. Noi cu toții vom mări atenția și vom vedea inclusiv pe acei care au venit și acum 2 ani la noi și poate și alții. Vrem să vedem și noi ce date și obiceiuri avem, mai ales căci în localitate sunt multe datini care noi le practicăm în preajma anului nou, mergem în toate județele țării, acolo unde suntem și solicitați. Primăria Comunei Dofteana pune mijloacele de transport care pot să se deplaseze în celelalte localități, să putem promova cultura noastră din localitate și ceea ce ne-a lăsat zestre înaintașii noștri. O emblemă a Crăciunului este bradul împodobit. Această tradiție relativ recentă a luat amploare de la an la an. Au apărut tot felul de decorațiuni spectaculoase pentru ca bradul să fie cât mai frumos. Găsim acum brazi artificiali sau naturali în noul care pot fi plantați după Crăciun. Pentru sărbători în liniște și fără incidente, autoritățile ne sfătuiesc că avem grijă unde îi amplasăm și cum îi împodobim pentru a nu se isca vreun incendiu. Trebuie să avem grijă unde amplasăm bradul pentru a împiedica răsturnarea lui. Trebuie să verificăm foarte bine instalația de brad și să ne asigurăm că funcționează bine. Să evităm să punem în brad ornamente inflamabile și să nu punem bradul lângă o sursă deschisă de căldură. Un brad de Crăciun instalat în casă și împodobit cu ornamente poate fi cuprins de flăcări în mai puțin de un minut. Dacă din nefericire se întâmplă așa ceva, bradul trebuie acoperit urgent cu o pătură udă pentru a stinge focul. Atenție în această perioadă la articolele pirotehnice. Polițiștii de la începutul lunii decembrie au demarat acțiuni specifice de sezon pentru a-i depista pe cei care comercializează ilegal petarde. Principalul scop al acestor acțiuni este creșterea siguranței cetățenilor prin activități de prevenire, identificare și combaterea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deținerea, comercializarea, importul, transferul, depozitarea și folosirea articolelor pirotehnice de către persoane fizice sau juridice pe toată perioada sărbătorilor de iarnă. Mai multe persoane au fost depistate comercializând articole pirotehnice fără documente legale de proveniență și s-au ales cu dosar penal și cu marfa confiscată. Acțiunile de acest gen vor continua. Masa de Crăciun este o tradiție de familie, alături de oamenii dragi nouă ne așezăm în jurul mesei și ne bucurăm de preparatele tradiționale. Pe 25 decembrie se încheie și postul Crăciunului, care a durat 6 săptămâni. Acum cu toții ne putem bucura de bucate tradiționale preparate cu carne de porc.
chiar dacă rețetele tradiționale diferă de la o regiune la alta, de pe masa de Crăciun a românilor sunt nelipsite preparate precum calta boșii, toba sau piftia. Tăierea porcului înainte de Crăciun și folosirea cărnii pentru pregătirea preparatelor este o tradiție străveche. Masa de Crăciun este cea mai bogată de peste ani, iar carnea de porc este vedeta sezonului. Gospodinele se pregătesc cu câteva zile înainte de Crăciun pentru a avea parte de bucate alese la masa festivă. Probabil vedetele de sărbători sunt sarmalele, pentru că nu putem spune că este Crăciun dacă ele lipsesc de pe masă. Compoziția se face cu carne de porc și se îmbelesc cu varză murată sau viță de vie. Bucătarii recomandă ca sarmalele să fie fierte în oale de lut pe marginea sobei sau pe plită la foc mic să se pătrundă cum trebuie. În mijlocul oalei este de preferat să punem un os afumat pentru a da savoare sarmalelor. Iar la capitolul deserturi, cozonacul rămâne o tradiție pe masa de sărbătoare a românilor. Aroma cozonacului scos din cuptor este inconfundabilă. Moș Crăciun a fost darnic cu toți copiii, nu a uitat de niciunul și a lăsat la dofteana daruri pentru toți. Detalii în materialul următor. Bat sărbătorile la ușă, ca să zicem așa, copiii îl așteaptă pe Moș Crăciun. Iată că și el în acesta, primăria și Consiliul Local au fost darnici. Sigur că da, ei nu ne-au dezamăgit niciodată, că în fiecare an, domnul primar și Consiliul Local ne-au obișnuit să ofere pentru elevii școlii gimnaziale Scarlat Longhin pachetele cu dulciuri. Aceste dulciuri vor fi oferite pentru preșcolarii Scarlat Longhin și școlile, cei din ciclu primar, vor fi oferite cu ocazia sărbărilor care sunt organizate cam fiecare sfârșit de an, iar cei mari vor primi în ultima zi a anului acesta calendaristic. Calendaristic, da. Câte pachete ați primit? Toți elevii, număr de 584 de pachete. Da, am deci înțeles. Toți elevii școlii gimnaziale. De câți ani se oferă, să zicem, acest mic cadou pentru elevii școlii? Cred că de 9 ani beneficiem de aceste pachete. Am da. Înțeles. Deci a devenit tradiție, așa, iar copiii așteaptă, ca orice copil care așteaptă dulciurile. Cu siguranță, este cea mai mare bucurie care este așteptată și li se oferă din tot sufletul. Deci. Ne uităm un pic să vedem ce conține un pachetel, dacă e. Da. O pungă pufuleț. De pufuleți, un croissant, corect, o napolitană cu ciocolată, covrigei, corect, o ciocolată, din nou o napolitană. De serios, e robust pachetelul. Da. Prăjiturele, biscuiți, da. Din câte se vede, pachetul este destul de consistent. Da. Și un mesaj, dacă e, pentru domnul primar și Consiliul Local, bine, numele copiilor până la urmă. Da, în numele copiilor le mulțumim frumos. Păi o să avem grijă să-i felicităm și să le urăm cele cuvenite la serbarea care va fi organizată în ultima zi a acestui an. Și o ultimă întrebare, așteaptă copiii aceste dulciuri? Cu siguranță așteaptă aceste dulciuri și mai ales că o să fie oferite de un Moș Crăciun care va întregi bucuria copiilor. Începând cu luna iunie 2017, Raja ESA este operatorul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Onești. Încă de la preluare, activitatea companiei s-a axat pe creșterea calității serviciilor oferite, pornind de la asigurarea apei potabile în program non-stop și monitorizarea calității apei livrate oneștenilor. Cele mai multe avarii anul trecut, de exemplu, s-au înregistrat pe Bulevardul Republicii 42, pe Bulevardul Mărășești 40, iar pe Bulevardul Oituz 37 de avarii. Motivul pentru care în aceste zone se înregistrează cele mai multe avarii sunt conductele foarte vechi care până acum nu au fost niciodată înlocuite. Tocmai de aceea, Raja Onești demarează un proiect cu fonduri europene pentru modernizarea rețelei de apă și crearea unei surse proprii de apă. Detalii despre acest proiect în materialul următor. Eu sper ca din iarna, primăvara, iarna acestui an, primăvara anului viitor, pentru că, vă repet, suntem în luna august, dar licitațiile în România durează, pentru că toată lumea are dreptul să conteste la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, la instanță, și vă asigur că își vor exersa toate posibilitățile să pună pe țin roate. Dar să vei la convingerea că din luna decembrie a acestui an, ianuarie anul următor,
excavatoarele, utilajele să lucreze în municipiul Onești, la stația de epurare, la acumularea de apă, astfel încât să terminăm într-un an și jumătate acest proiect atât de necesar dumneavoastră și atât de drag nouă. Aș vrea să vă spun cu tot respectul că din partea primăriei municipiului Onești ne-am bucurat de tot sprijinul. De tot sprijinul oferit permanent. Indiferent că a fost zi sau noapte, că a fost sâmbătă sau duminică, că a fost zi de sărbătoare legală. Vina pentru întârziere aparține unui cumul de factori în care, dacă îmi permiteți, să vă încălzește cu nimic. Și nici nu vreau să-l acceptați ca o scuză în care nici noi, operatorul dumneavoastră public de apă, noi suntem vinovați pentru că noi ducem pe umeri acest proiect. Dar noi ne-am făcut datoria. Noi am plătit la timp consultantul, Ministerul de Fonduri Europene a fost informat corect cu problemele și dânsii s-au zbătut. Avem aceste luni bune de întârziere, de zile de întârziere, care sperăm că pe data de 25 august s-au terminat și putem să trecem la lucrurile adevărate. Achizițiile publice, licitațiile publice și încheierea contractelor și începerea lucrării. Deci la 2 ani de zile după ce am venit în orașul dumneavoastră, furnizăm un serviciu în condiții civilizate, ne onorăm în continuare toate obligațiile pe care ni le-am luat în contractul de delegare de gestiune, ne-am ieșit o literă din cadrul acestui contract de delegare de gestiune, cu toate angajamentele pe care le-am luat. Suntem preocupați în continuare de modernizarea continuă a serviciului și de ridicarea calității serviciului în continuu. Și vreau să vă asigur, cu responsabilitate și cu respect, cu drag pentru municipiul Onești, care mi-a devenit extrem de drag, acest proiect și acest municipiu sunt ca și cum ar fi casa mea, că se va întâmpla, se va executa integral și acest program investițional, care peste de azi, în 2 săptămâni, a intrat în sfârșit în segmentul decisiv, în ultimul segment decisiv al etapelor care trebuiau parcurse obligatorii. Aveți în fața dumneavoastră o mapă, toate lucrurile sunt spuse acolo. În dreapta mea este domnul director de la Ministerul de Fonduri Europene, domnul Chivu. În stânga mea este domnul primar al municipiului Onești. Pentru mine, care cunosc administrația publică locală și cunosc 2-3 din primarii din România, chiar vreau să vă spun că este un om deosebit, fără să participăm la zilele de naștere, unul a dumnealui sau a mea, fără să mergem în concedii împreună, fără să avem alte întâlniri decât pe proiectul de la Onești. Dar, văzând că suflet pune și cunoscând din atâtea întâlniri cu aparatul primăriei care le-am făcut, cunoscând problemele municipiului Onești și câte s-au rezolvat, pot să vă spun că este un om deosebit. Și ar fi minunat pentru România să avem cât mai mulți primari ca dânsul în țara noastră. Domnul consilier, v-am informat permanent, am venit și în cadrul ședințelor de Consiliu Local. V-am informat, v-am prezentat întotdeauna situația, ne-ați mai și certat pe bună dreptate, ne-ați și apreciat pentru ceea ce am făcut bine. Eu vă rog ca în continuare să păstrăm aceleași relații de colaborare benefice, noi în slujba dumneavoastră și împreună în slujba cetățenilor din municipiul Onești. Pentru că am ambiția ca acest serviciu comunitar, serviciu public de apă și canalizare, care mai are foarte puțin timp până va fi la plenitudinea calității, să fie cel mai modern sistem public de apă și canalizare din România. Și să știți că este și va fi. O să-l rog pe domnul director Chivu de la Ministerul de Fonduri Europene să vă spună și dânsul. A participat la ședința de monitorizare de astăzi câteva considerații. Și pot dau cuvântul domnului primar să ne certe, dumneavoastră să ne certați și să vedem ce avem de făcut mai departe ca cetățenii municipiului Onești să fie mulțumiți de hotărârea pe care noastră Consiliul Local Municipal a luat-o. Ca și director de implementare, acest proiect are 3 contracte de lucrări. 2 dintre acestea o să fie mai puțin vizibile pentru comunitatea locală, fiind vorba de modernizarea stației de epurare și de un contract de lucrări, mă rog,
prin care se va moderniza și captarea apei în zonă. Însă, vă rog frumos, din experiența pe care o am în țară, să aveți foarte multă răbdare vis-a-vis de contractul de lucrări de rețele în oraș. O să fie puțin deranj public, însă, având în vedere că beneficiați de poate cel mai bun beneficiar în zona de apă și apă uzată din România în momentul ăsta, cred că lucrurile vor evolua foarte bine. Am avut și astăzi o discuție mai dură cu consultantul vis-a-vis de pregătirea și de buna calitate a documentațiilor de atribuire vis-a-vis de aceste aspecte. Din punctul meu de vedere, suntem aproape de finalizare, avem niște termene asumate și, mă rog, sub aspectul unor sancțiuni foarte dure asupra consultantului dacă nu se vor desfășura în calendarul propus de el astăzi la ședință. Îi vă urez succes și voi veni cu plăcere de câte ori va fi nevoie pentru a sprijini beneficiarul, dar și comunitatea locală. Acestea au fost știrile. În continuare puteți urmări prognoza meteo. Marți 24 decembrie, cerul va fi acoperit de nori, maxima va fi de 6 grade Celsius, iar minima de 0 grade Celsius. Miercuri 25 decembrie, maxima va fi de 3 grade Celsius, iar minima de 0 grade Celsius. Iar joi 26 decembrie, vor fi nori joși și o maximă de 4 grade Celsius, minima va fi de minus 1 grad Celsius. Acestea au fost informațiile, vă doresc o zi frumoasă și Crăciun cu bine, alături de cei dragi. Sărbători fericite, la revedere!